trebuie să așez undeva. Nu numai, am două garaje. Și am construit, am cumpărat terenul de la casa CFR-ului. De la ei am primit, de la dânsii care stau în casa aia. Am luat terenul. Am plătit pentru teren. Ca să ne elibereze, nu că era gard, erau ultimele garaje. Nu este urcere, este urcere de la Băbuș. Domnul Băbuș, o fost administrator, am fost și eu la dumneata. A zis că o să puneți o hârtie. Putea să facem civilizat. Da, o să pus hârtie, dar dumneata ne-a spus. Când acolo dumneata a zis că eu m-am zis. Nu mă puteți să dați amenzi, asta știe, una, două, amenzi, amenzi. Cu documente la dumneata. Nu-i vrei că eu te-au zis, totuși nu era așa abuzul că se face să fie. Adică primarul din pe vremea lui Ceaușescu. Nu, bag pe nimeni. Ba, ne-au întrebat. Ai de capul lui Dumnezeu. Casele. Atunci ne-am făcut, domnule, atunci ne-am făcut aprobarea primăriei. Foarte frumos. Foarte frumos. Cine o schimba conductul?